de la clinică am aflat printr-o conjunctură nu extrem de fericită pentru mine. Am aflat undeva în luna aprilie. Nu. Undeva pe 3 mai. 3 sau 4 mai. Că pe 5 mai am avut a doua zi, deci pe 4 mai. Am niște probleme de sănătate. Am făcut două infarcturi. Sunt diagnosticată cu bloc de ramură stângă. În urma celui de-al doilea infart. Am insuficiență cardiacă de gradul 2, cu o fracție de ejecție 27%. Am aflat de la un medic cardiolog pe care în primăvara acestui an tot am schimbat. Până la urmă și pe dânsul am schimbat cu părere de rău, dar nu era ce trebuia pentru mine. Dar dânsul m-a pus, am făcut niște analize. Și atunci am văzut de fapt și dânsul mi-a zis în urma analizei de sânge, cred că se numește hemoglobina glicozică ta, care era de, valoarea ei era undeva pe la 6,7, adică direct diabet de tip 2 pe lângă problemele de sănătate pe care le-am. Și dânsul la numărul de telefon am sunat și de fapt dânsul a trimis datele mele aici la clinică. Și greu și ușor un program, pentru că am mâncat lucruri care mie îmi fac plăcere, care îmi plăceau și înainte, doar că le-am mâncat la niște ore stabilite. Altfel gătite și alte cantități. Și mi-am dat seama că în formația aceea de mic dejun, prânz și cină, la orele stabilite, mi-a fost suficient. Nu am mai mâncat aceleași cantități de mâncare și nu le mai mâncam în ordinea aceea haotică pe care o aveam înainte de a veni la clinică. Nu pot să spun că am făcut în alimentația mea schimbări foarte mari, foarte drastice, foarte... Nu, doar am ajustat dozele, cum s-ar spune, și modul de a le găti. Și nu pot spune că a fost foarte greu. A fost greu, că orice început este greu pentru toată lumea. Dar nu a fost așa greu cum pare la prima înfățișare. Când zici, mamă, ții dietă, te aștept să mănânci mai morcovieți. Nu, nu e așa. Mănânci mai morcovieți. Important este să te ții de ceea ce vrei și să respecti ceea ce ți-ai propus. Pentru că dacă ți se spune să faci acel lucru de către un medic și poate că în prima fază nu crezi, nu-ți vine a crede, dar după o rândă de zile de dietă, eu am dat jos pe 7 kg. În condițiile în care nu mi s-a părut că am stat nemâncată sau că am mâncat morcovieți. Nici nu iubesc morcovi, să nu-i văd. Deci, în primul rând, aspectul meu fizic. Nu, aș spune, în primul rând, sănătatea mea. Că este mult mai importantă. Pentru asta am și venit la clinică. Când am venit la clinică, diagnosticul a fost de diabet zaharat, diabet tip 2, în fază incipientă. La vremea respectivă luam așa vreo 17 pastile și m-am îngrozit că ar trebui să mai iau medicamente și pentru diabet. Și, în primul rând, sănătatea mea este mult
nu se compară, nu se compară. Și sănătatea fizică și cea mentală, care este foarte importantă în acest proces. Stima de sine este mult ridicată. Modul meu de a gândi și de a vedea viața este foarte diferit de acum câteva luni. Și spun câteva luni, sunt câteva luni, nu sunt ani. Alți oameni trec prin aceste procese de transformare a mentalității în câțiva ani. Eu consider că am făcut-o în câteva luni. Și probabil că era momentul, n-am avut niciodată curajul să o fac, n-am ținut niciodată dietă, n-am... Nici nu credeam foarte tare că reușesc. Efectiv, prima lună a fost de frică, de frica diabetului, pentru că, na, toată lumea știe ce e diabetul. E la clinic a fost, și în special doamna doctor, a fost singurul medic la care am plătit consultația și care simt că a făcut într-adevăr ceva pentru mine. A fost singurul medic care și-a meritat banii, dar nu doar că a meritat banii, nu contează. Și-a depășit cu mult susținerea. Consider că nu consultația o face pe doamna doctor să fie atât de aproape de noi. Nu. Este mult mai multe. Este dăruire. Este dorința de a face lucruri bune pentru oameni, dar toți trebuie să trăim, toți trebuie să supraviețuim în jungla asta a vieții. Și automat, deci eu aș recomanda și recomand, numai că aș recomanda, recomand la clinic cu toată dragostea și cu toată sinceritatea și cu tot sufletul, cu tot sufletul meu. Pentru că, în primul rând, pe mine se vede. Pe grupul de suport am fost informată de către la clinic, am primit un e-mail dacă vreau să particip, dacă mă interesează, dacă... Și prima dată m-am uitat așa, am zis că te supăr. Și că, hai, încercăm, pentru mine era o noutate. Și mă bucur că am făcut pasul. Am stat multe conturi, dar mă bucur că când am făcut a fost ceea ce mi-a trebuit mie la momentul respectiv și ceea ce îmi trebuie în continuare. M-a ajutat prin faptul că am văzut că sunt și alți oameni cu acele probleme cu ale mele, aproximativ acolo. Dar problemele sunt aceleași, cu mâncatul, cu greutatea, cu... Dar expuse din prisma fiecăruia. Și a fost ceva inedit pentru mine să aflu părerile colegilor mei din grupul de suport, fetelor, prietenilor. Pentru că suntem în aceeași suferință, dar a fost expusă din punctul de vedere al fiecăruia dintre noi. Și atunci am fost, cum să zic, un pic șocată. Da, m-a ajutat să nu mai consider victimă, în primul rând. Și să-mi dau seama că poate problemele altora sunt mult mai grave decât ale mele, să nu le mai extrapolez atât de tare pe ale mele. Și mi-am dat seama că trebuie să țin undeva, nici prea prea, nici foarte, foarte pe la jumate problemele mele. Adică nici foarte grave, nici foarte ușoare, foarte... Sunt undeva la jumătate. Sunt altele mai grave.
mult, alți oameni mult mai loviți de soartă decât mine. Plânsul de milă nu face bine nimeni. Și mie mi-a ridicat chestia asta, mi-a dat putere să nu mă plâng de milă. Așa cum am fost noi, eu l-aș recomanda tuturor persoanelor care au aceste probleme, cum le avem și noi, cu mâncatul compulsiv, cu mâncatul pe stres, cu nemâncatul pe stres, că da, mai avem și așa. Îl recomand persoanelor care vor să sănătos. Deci eu îl recomand tuturor persoanelor care, în primul rând, vor să aibă un stil de viață sănătos. Cred că asta este cel mai important. Neapărat că dacă ai un stil de viață sănătos, dai jos și kilogramele. Merge mână-mână. Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur. Probabil că Dumnezeu mi-a întins o mână și mi-a dat și vânt. Așa, m-a băgat pe ușă. Ja, du-te!